este stadiul anchetei de la Astra acum? În ce stadiu se află ancheta? În primul rând, bine ați venit la noi. Scuze pentru dezordine, dacă există, asta demonstrează că avem multe lucruri care sunt începute, avem proiecte și pe care... Și că se lucrează intens. Proiecte pe care le vom dezvolta și o să povestim despre ele. Cazul Astra este în curs de gestionare la Comisia de Audiere. O comisie independentă, foarte multe amănunte nu cunosc pentru că nu particip la ședințele Comisiei de Audiere, am tot repetat acest lucru, mă întreabă persoane, nu am informații și nu vă ascund că multe noutăți le aflu de la presă. Presă care are dibăcia necesară și anumite relații de prietenie, colaborare cu persoanele care participă la aceste audieri. Nu vorbim doar de asta, pentru că s-au întâmplat și în alte cazuri. Și aflu de la ei sau din presă de anumite lucruri care s-au întâmplat, unele adevărate, altele nu. Pot să confirm doar că în continuare este pe rol această speță, sper să se finalizeze pentru că au trecut o perioadă de timp. Această tergiversare a apărut și din cauza unor solicitări de amânare din partea părții audiate, din partea celor de sportivilor de la ASA reprezentați fiind prin avocat și e normal atunci să nu existe în acest moment o decizie. Sper, repet, să apară cât mai curând. Cât de mult îl poate ajuta pe un jucător faptul că a recunoscut că s-a dopat? Foarte mult. Dar sancțiunea apare. Sancțiunea apare atunci când un sportiv, și nu vorbim de cazul Astra, pentru că am avut și la Corona Brașov, unde s-a demonstrat că sportivele care au recunoscut și care ulterior au dat și informații de anumite încălcări ale reglementărilor antidoping în alte cazuri de dopaj, a apărut acea înghețare care, în traducere, acel frozen de care discutăm, poate să se înțeleagă că vorbim de o reducere a sancțiunii. Sancțiunea apare, doar că în momentul când apare înghețarea, se diminuează sancțiunea cu până la 3 pe 4, poate să fie diminuată în funcție de nivelul informatic și informațiile care se dau pentru rezolvarea unor alte cazuri și se pare că a funcționat. În cazul fetelor de la Brașov s-a demonstrat pentru că li s-a redus unora cu jumătate din sancțiunea primită. Dacă în perioada înghețată și în care ele au posibilitatea de a participa la competiție datorită beneficiind de acea înghețare, apar eventual anumite alte încărcări și anumite încărcări din partea acelui sportiv, se adaugă în plus perioada înghețată. Da? La sancțiunea o viitoare sancțiune primită, acea înghețare, perioada de timp care a fost redusă, se adaugă în plus și mai trebuie să știe sportivii care au beneficiat de acea înghețare că ei sunt la dispoziția Agenției Naționale Antidoping atunci când solicităm să participe la anumite acțiuni. Cât de mare ar putea fi sancțiunea? În cazul Astra? În cazul Astra. Din păcate, conform vechiului cod în baza căruia se judecă, atunci când un sportiv se demonstrează, pentru că aici vorbim doar de suspecți, de încălcarea reglementelor și antidoping și sunt incluși la secțiunea M22, administrarea calea intravenoasă a mai mult de 100 de mililitri în 12 ore, sancțiunea este de 4 ani, din păcate. Dar în funcție de colaborare, în funcție de recunoaștere, în funcție de momentul recunoașterii, în funcție de un eventual ajutor substanțial, aceasta poate să fie redusă. Cât va atârna în cazul celorlalți doi jucători, Fatai și Takayuki, faptul că nu s-au prezentat și că nu au recunoscut? Nu cunosc aici, din păcate, repet, nici nu sunt implicat în această etapă. Noi doar am făcut investigație care a fost monitorizată de OADA și a dori aici să subliniez acest lucru important. OADA de fiecare dată când investigăm știe. Sunt informați uneori înaintea noastră, avem obligația să informăm de fiecare dată când avem o investigație. Este motivul pentru care ne-am recâștigat credibilitatea tocmai pentru că nu am avut nimic de ascuns și nu au avut surprize neplăcute să descopere anumite
eventuale erori majore pe care am putea să le facem într-o anumită etapă de gestionare sau un anumit subiect descoperit. Și în acest context am reușit să ne menținem conformitatea, conformitate care este verificată periodic, care poate să fie pierdută foarte ușor, și conformitate care, dacă vorbim despre ea, fiind controlați pe mai multe planuri, OADA având acel cadru de reglementare la nivel mondial, ei se asigură că lucrăm corect. Și prin modul nostru de a recredibiliza agenția, nu am făcut nimic altceva decât să protejăm acei peste 98% din sportivii români. De ce folosesc acest procent? De 98% mă raportez la probele pe care le-am efectuat de-a lungul timpului și în care rezultatele negative au fost de peste 98%, deci avem peste 98% de sportivi curați, noi trebuie să avem grijă și să le oferim posibilitatea acestor sportivi să reprezinte în continuare România la competițiile internaționale majore, Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, și ar fi păcat să le luăm această șansă. Și până la urmă suntem o agenție de interes național, da? Mai ales că avem și următorul Euro 2020, în care noi, ANAD-ul, suntem implicați nu doar prin participare la Comitetul Interministerial, dar vom avea persoane din cadrul agenției care vor participa la acțiunile de control în cadrul jocurilor care se vor efectua la București. Ar fi păcat să distrugem ceea ce au construit alții, da? Prin eventuale erori sau dacă cumva am face pe placul unora care au greșit și care se supără de ce nu i-am informat, de ce nu i-am protejat, de ce nu i-am anunțat, sau uneori probabil care poate chiar ar avea pretenția să învățăm ce să mintă. Nu putem să facem așa ceva, și dacă am fost numit în această poziție, tocmai a fost pentru a prezenta o garanție, și cei care m-au numit, sprijinit, nu mi-au cerut decât să recredibilizez agenția și să-i protejez pe acești sportivi care lucrează și muncesc corect. Să ne întoarcem puțin la cazul Astra. Ce riscă Astra ca echipă dacă se dovedește că cei trei s-au dopat? Dacă un club are mai mult de trei sportivi care au încălcat reglementările antidoping, la noi sunt prevăzute la articolul 2 în lege, și nu doar conform legii și conform codului, pe perioada competițională, atunci acel club riscă să fie descalificat, depunctat de către organizatorul competiției. Nu aș vrea să dezvolt subiectul acesta pentru că noi nu organizăm competiția, nu suntem implicați în o eventuală etapă dacă apar suspendări la mai mult de doi sportivi ai clubului. Noi nu judecăm dacă a fost în perioada, în afara competiției, dar nu înseamnă că nu am și discutat cu cei de la FIFA despre acest aspect. Am anumite semne de întrebare, am avut anumite neclarități tocmai pentru că nu ne-am ocupat așa ceva și am extins discuția. A fost o discuție principală, nu neapărat de lucru. Îmi doresc să înțeleg mai mult cum văd ei acest aspect. Repet, nefiind implicați, nefiind noi cei care am luat decizii de sancționare sau nu a unui club, indiferent că vorbim de fotbal, handbal, rugby sau altă disciplină sportivă, nu mi-aș dori să dezvolt acest subiect. Îmi doresc ca să se demonstreze sau să se descopere adevărul doar. Nu mi-aș dori ca persoane nevinovate sau care nu au greșit să fie sancționate, dar în aceeași măsură legea trebuie respectată. Și fiind această monitorizare de care tot discut, mi-este greu să cred că cineva ar putea să încalce legea. Știu că jucătorii de la Astra au dat în judecată ANAD-ul și au pierdut. Vă temeți că Astra vă va da în judecată și ea? Așa a declarat Dani Coman. Păi de ce să ne temem? Până la urmă este dreptul lor să facă acest lucru. A fost dreptul jucătorilor să facă acest lucru. Instanța trebuie să se pronunțe.
cum să te superi dacă cineva are un drept să se folosească de el? N-am de ce, până la urmă, noi nu am făcut decât, repet, să protejăm această conformitate importantă, să nu ajungem ca în situația Rusiei, și atunci nu văd de ce cineva ar trebui să fie supărat, dezamăgit, sau nouă să ne fie teamă că vom fi dați în judecată dacă am acționat conform legii, conform codului și nu am făcut nimic decât să respectăm cerințele celor de la OADA și cerințele legislative. Că ar putea să apară anumite interpretări, că aceste termene și decizii ale instanței, când am fost acționați recent în judecată pe contencios administrativ, ne-au adus anumite beneficii și măcar ca imagine, pentru că am demonstrat că totuși am avut dreptate, nu eu, Cristi Balaj, noi, Anadul, totuși ar trebui să însemne ceva și mi este greu să răspund, pentru că sunt anumite lucruri pe care nu le înțeleg, adică m-au pierdut pe drum undeva departe, adică m-au lăsat în deșert sau în pădure cei care au decis să aibă un asemenea comportament, adică să oferi posibilitatea să fie audiați potrivi în regim de urgență, să-și demonstreze nevinovăția de care ei povestesc și să piardă această oportunitate la prima ședință a Comisiei de Audiere, unde au cerut amânare. Peste o lună, când a fost reprogramată ședința, nici măcar nu s-au prezentat și au spus că au uitat și au cerut din nou amânare. După aceea, din nou s-au prezentat, s-au pus documente, n-au venit să le ridice. Să ai această atitudine față de cei care judecă și care eventual ar putea să-ți dea o sancțiune sau nu, pentru că nu știu și nu vreau să mă antepronunț dacă sunt sau nu vinovați, ei sunt doar suspecți în această de încălcarea reglementărilor în acest moment, mi se pare absurd și, repet, pentru mine este o fractură de logică, adică undeva m-au pierdut. Mai ales ținând cont că este în joc și meseria lor. Da, nu, efectiv nu înțeleg. Aveau posibilitatea să ia sancțiune mai mică, pentru că, repet, contează comportamentul lor pe perioada gestionării cazului, momentul recunoașterii, dacă cumva, într-adevăr, s-a întâmplat așa. Nu știu ce să spun și nu am nici cunoștințele, nici informațiile necesare suficiente pentru a-mi forma opinie, chiar dacă le-aș avea. Nu ar fi corect să mă antepronunț pentru că aș putea să influențez comisie. Comisie care nu-mi doresc decât să respecte legea, codul și dacă s-a întârziat atât de mult, apropo de comisie, știu doar că membrii comisiilor fac tot ce depinde de ei pentru a da posibilitatea jucătorului să povestească, să se apere. Să vii să spui după atâtea luni și nu dau numele persoanei care a făcut această afirmație că nu înțelege de ce ANADUL tergiversează acest proces, mi se pare de neacceptat. Dar cum este posibil, totuși suntem în anul 2021 și oricine are acces la internet, la informații, să se documenteze, cum este posibil ca sportivii să nu cunoască regulamentul? Eu am mers la ligă în repetate rânduri și mi-am dorit să se îndrepte și ei către noi. O parte din sumele pe care le au și având cel mai mare buget egal aproximativ cu toate celelalte federații la un loc, federații care vin către noi, care au făcut comenzi de control, care au cerut să se facă acțiuni educative. Și atenție mare, n-aș dori să introduc federația aici, pentru că federația ne-a solicitat și în repetate rânduri am participat la acțiuni educative. Ok, sunt de acord, iau și anumite bugete care vin de la UEFA pentru asemenea acțiuni, probabil și de la FIFA, dar de fiecare dată când ne-au solicitat am răspuns prezent și atitudinea mea față de cei de la federație, cei care conduc federația, o cunoașteți. De fiecare dată când m-a nemulțumit ceva am spus, în măsura în care am avut argumente. Sper să și fi avut dreptate de fiecare dată, dacă nu s-a întâmplat, suntem oameni, greșim. Dar din punct de vedere instituțional, de fiecare dată când am fost solicitați,
au fost prezenți.